E adevărat, au avut și noroc ilfovenii, pentru că Hermannstadt a ratat o lovitură de la 11 metri, sau dacă vreți, acel penalti a fost apărat de Râmnicean. Cei doi capitani, turul sezonului regulat. În tur a fost 0-0 la Voluntari, meciul s-a jucat pe 12 iulie, este de altfel bătut-o periculos, mingea s-a dus în transversală, Gorobsov și intervenția lui Nițui este extraordinară! O minge aruncată către Ștefănescu și se dă penalti! O predă imediat lui Gabi Vajvari, specialistul lui Gabi Vajvari. Revedem acțiunea lui Ștefănescu și intervenția întârziată a lui, care nu se face. În minutul 90 îl lași acolo pe Ștefănescu, îl talonezi, nu îl ataci decisiv. Este o decizie corectă a arbitrului Mladinovici. Vajvari față în față cu Râmnicianu. Vă reamintesc, Râmnicianu a apărat două lovituri de la 11 metri în acest campionat. De asta dată însă are în față un specialist al loviturilor de la 11 metri. Este vorba de Gabi Vajvari. Vajvari apără Râmnicianu! Arul este în ofensivă și ocazie imensă. Mingea este șutată în plasa laterală de același căpățână. Se termină meciul, jucătorii ambelor formații sunt prăbușiți pe gazon. Dumneavoastră revedeți!